Studenții sau absolvenții Universității din Craiova care vor un loc de muncă în domeniul IT pot sta de vorbă cu angajatorii, pot afla ce caută firmele și ce oportunități au pe piața muncii din IT. Astăzi, la Craiova s-a deschis cea de-a doua ediție a târgului de cariere pentru studenți. Cei mai norocoși și mai bine pregătiți vor putea pleca cu promisiunea unui loc de muncă sau măcar cu un stagiu de internship. Cam ce ar trebui să știm? Exemplu pentru acest job. Este partea de bază de administrare de sistem. Adică să înțelegi care sunt, să zicem, procesele la, în cazul unui server Microsoft. Avem aceste programe de internship de 3-4 luni în care noi învățăm și persoanele pe care noi considerăm că au acumulat destule cunoștințe și sunt la nivelul la care pe noi ne pot ajuta, evident că totul se finalizează printr-o angajare. Putem regăsi posturi de Embedded Software Developer, Embedded Software Tester, System Test și DevOps. Candidatul ideal ar trebui să fie într-un an terminal, să zicem. Ținem foarte mult ca angajații noștri să aibă o pregătire teoretică solidă, făcută în facultate. Avem nevoie de oameni care să știe limba engleză, măcar la un nivel mediu, pentru că majoritatea comunicării cu clienții se desfășoară în limba engleză, toate comentariile în cod sunt în limba engleză. Studenții care au trecut pragul târgului de cariere au fost atrași de ideea de a lucra cu tehnologie de ultimă oră într-o firmă importantă de IT. În timp ce pentru unii studenți mediul de lucru a fost un criteriu important, alții au căutat un job pentru a căpăta experiență. Cei nehotărâți au primit îndrumare și consiliere din partea firmelor. Într-o măsură oarecare, care ar fi, să zicem, predominant? Dezvoltare. De ce? Pentru că se bazează pe partea de programare și ne interesează domeniul ăsta. Ok, ok. Bun, programul Summer Intern și precum am menționat are probabil undeva la 80% din toate domeniile respective dedicate dezvoltării. Să fie o echipă deschisă, fie unită, să am mentori buni, nu știu, în principal asta m-ar atrage. Și să fie și o tehnologie care sunt eu familiarizat și care îmi place. Ne dorim foarte mult să obținem un internship și o stagiu de practică. Pentru că astfel putem aplica cunoștințele pe care le-am învățat la facultate și putem cunoaște foarte multe persoane care ne pot ajuta în diverse proiecte. Sunt interesat de tehnologie, îmi place modelarea 3D în diferite programe, Rhino, 3DS Max și aș vrea să găsesc un program în care aș putea să-mi dezvolt aceste aptitudini. 20 de firme din Craiova și din țară au venit la târgul carierelor IT cu oferte pentru tinerii care vor să lucreze în domeniu. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ofertele dumneavoastră, să ne hotărâm unde să facem internship-uri, stagii de practică și chiar să ne angajăm la firmele dumneavoastră. Suntem foarte entuziasmați să vedem ce au de spus studenții, despre ce tehnologii sunt curioși să afle și să le prezentăm ofertele noastre de cariere, de internships și să, în principal, să vedem și ei ce curiozități au și ce așteptări au de la ceea ce înseamnă o carieră în software. Avem un eveniment deosebit care leagă mediul academic de firmele din domeniul IT și din domeniul conexe din Craiova. A doua ediție a târgului de cariere în IT are loc azi în incinta Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. Din estimările realizate de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii IT, România ar avea nevoie de 300.000 de specialiști în IT până în anul 2020.